Primăria Târgu Jiu începe seria de spectacole destinate sezonului estival la Târgu Jiu. Autoritățile promit că vor organiza săptămânal spectacole și diferite evenimente care să aducă turiști în orașului Brâncuș. Artiști și trupe de top vor veni la Târgu Jiu pentru a susține spectacole. Pe 12 iulie vor susține concerte trupele Five Gang și Carla's Dreams. Startul spectacolelor estivale se va da însă săptămâna aceasta, respectiv vineri 14 iunie, când vor concerta în piața prefecturii din Târgu Jiu Alex Velea și Connector. Spectacolul va dura 2 ore. Un eveniment pe 12 iulie, dar mâine o să vă dau mult mai multe detalii în conferința de presă, cu Five Gang în acea seară și cu Carla's Dreams. Deci e un eveniment foarte, foarte mare, un spectacol extraordinar susținut de cele două mari formații, una e adevărat pentru generații diferite. Five Gang este pentru generația de copii, în general, și Carla's Dreams acoperă o paletă mult mai largă. Dar, v-am spus, îmi doresc acest eveniment. Vineri însă, chiar în această săptămână, avem la fel un mega concert, un mega spectacol cu Connector și nu numai cu Connector, avem Golden Gang, din care face parte, în primul rând ca nume, Alex Velea. Deci vor concerta în piața prefecturii, chiar în această săptămână, vineri, vor concerta, vom avea un concert de 2 ore în piața prefecturii și așteptăm pe toți târgujienii și nu numai pe târgujieni, așteptăm pe toată lumea care dorește să vină la un mega spectacol, din ceea ce am văzut, inclusiv condițiile meteo, ne sunt favorabile. Autoritățile locale au reușit să semneze contracte cu formații și artiști de top care vor concerta la Târgu Jiu pe toată perioada verii. Tot în municipiu va sosi și formația lui Ilie Botgros de la Chișinău, care va susține un spectacol de muzică populară pentru inaugurarea stadionului municipal din Târgu Jiu. Concertul va avea loc fie pe stadion, fie în piața prefecturii. Marcel Romanescu își dorește ca lucrările la arena din municipiu să fie finalizate în timp util, astfel încât inaugurarea oficială să se producă în data de 6 iulie, odată cu finala Supercupei României la fotbal. La direcția de evenimente am reușit să contractăm până în acest moment toate formațiile de top pe care puteam să le aducem la Târgu Jiu. Exact ce ne-am propus a și realizat. Pe ultima 100 de metri am reușit să aducem și Lăutarii de la Chișinău a lui Botgros. Pe data de 23 iulie va fi un mega concert la Târgu Jiu și acolo cei de la Chișinău vor veni să concerteze în piața prefecturii sau pe stadion. Deci vă spun pe stadion, pentru că în funcție de modul în care se finalizează lucrările la stadion, avem mai multe posibilități pentru inaugurare. Pe de o parte, noi ne-am dorit ca inaugurarea stadionului din Târgu Jiu să se facă odată cu Supercupa României pe data de 6 iulie. A rămas în continuare această dată pentru Târgu Jiu. Autoritățile locale promit o vară plină de spectacole și concerte la Târgu Jiu până în luna septembrie, când se va încheia sezonul estival.